Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că și în ocazia aceasta avem posibilitatea de a studia din cuvântul Său și mulțumim pentru această oportunitate de a învăța de la Maestru, de la Domnul Hristos. În cadrul studiilor din trimestrul acesta, Evanghelia după Marcu, am pătruns aproape în centrul Evangheliei și acum Domnul Hristos, că El este personajul principal, ne oferă lecții. Și în această ocazie vom vedea ce lecții oferă Domnul Hristos ucenicilor și dacă aceste lecții sunt valabile și pentru noi astăzi. Pentru astăzi dezbatem studiul cu numărul 8, lecții pentru ucenici, partea a doua. Și textul central al acestui studiu este căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Ideea e că acest studiu este foarte frumos, interesant, dar n-aș putea să-l dezbat singur. De aceea, cu această ocazie, împreună cu mine este fratele Tache Dragomir, fratele Rarinca Ovidiu și fratele Filimon Cătălin. Le spun bun venit, mă bucur că ați acceptat invitația și mă bucur că sunteți dispuși ca să dezbatem ceea ce Domnul Hristos ne-a spus, să înțelegem și să punem în practică zilnică. Bine ați venit! Mulțumim! Care este prima lecție pe care Domnul Hristos o transmite prin studiul acesta? Atât ucenicilor, cât și nouă astăzi. Cine sparge gheața? Da. Cred că accentul se pune pe slujire. Mm-hmm. O slujire care vine dintr-o dorință sinceră. Mm-hmm. O slujire care nu caută la fața omului. Uh-huh. Nu se uită la starea lui materială, nu se uită la starea lui emoțională în care se găsește omul, în situația respectivă în care se găsește. Cu alte cuvinte, pentru a înțelege sau pentru a vedea și a putea intra în împărăția lui Dumnezeu, pentru că aceasta este tema principală în general a Evangheliilor, uh-huh, împărăția lui Dumnezeu, este nevoie de slujire. Și ca prim reprezentant al acestei împărății, fiind Domnul Hristos în persoana Lui, a venit ca să ne lese acest exemplu. Eu am venit ca să, nu ca să mi se slujească, dar să slujesc. Mulțumesc. Poftim, Tache. Lecții pentru ucenici. Am avut ocazia în viața aceasta să fiu ucenic, să învăț o meserie și în tot parcursul cât am fost ucenic, am respectat pe cel care m-a învățat și la fel și în studiul acesta am un respect deosebit pentru această Evanghelie a lui Marcu care ne ajută să înțelegem ca ucenici în viața de zi cu zi a Domnului Hristos să putem să ducem mai departe principiile Evangheliei așa cum El le-a prezentat. Mulțumesc! Da, și mi s-a tras atenția de modelul acesta de slujire arătat de Domnul Hristos, care scoate din rădăcini un pic așteptările celorlalți. Ei se așteptau la un Mesia care să vină în forță, în glorie și spre care să privească cu toții. Dar El vine și arată un model de slujire și de smerenie și mai mult decât atât vedem și în nota de comentarii că El slujește pe toți oamenii, nu caută la fața lor, ci oameni care chiar sunt poate trecuți cu vederea de societate, în ochii Lui au aceeași valoare și asta e o lecție foarte importantă pentru noi astăzi. Mulțumesc! Astăzi nu mai este Hristos cu noi ca să vedem modelul. Totuși, am putea să avem repere de unde să ne inspirăm pentru ca să vedem cum El a lucrat, cum a procedat El. Ce mi-a plăcut la Domnul Hristos când a fost pe pământ și care a transmis ucenicilor a fost tocmai această chestiune. El n-a vorbit de la El în continuare. El ce spunea și făcea. Dar astăzi nu mai este cu noi. De unde ne putem inspira
să vedem dacă putem să slujim cum a slujit el sau să facem cum a făcut el. Da. Eu cred că în mintea fiecărui om să nască întrebări fundamentale, precum de unde venim, existența noastră. Și atunci, în urma acestor întrebări, să nască alte întrebări care ne pun într-o situație să facem alegeri și începem să căutăm, să cercetăm, să vedem dacă găsim răspunsuri la întrebările noastre. Și atunci încercăm să ne apropiem de cei care au mai multă cunoștință sau care au trăit înaintea noastră, chiar dacă ei astăzi nu mai sunt pe mijlocul nostru. Aici mă refer, unii se pot apropia de cărți scrise de diferiți autori, dar pentru creștin și pentru familia creștină avem Sfânta Scriptură, care este, aș putea descrie scrierea inspirată de însuși Dumnezeu, prin autori umani, care ne-au lăsat un fir conductor pentru fiecare de noi să ajungem, să înțelegem care sunt principiile acestei împărății și calea pe care trebuie să o urmăm. Deci, în primul rând, Sfânta Scriptură. Și acum deodată m-aș opri aici, dar lista poate continua. Da. Oricum, și noi astăzi același lucru facem. Studiem Scriptura. Exact. Da. Pentru mine, așa, în viața de zi cu zi, orice mi s-ar întâmpla, eu întotdeauna mă gândesc la viața Domnului Iisus. La orice situație, unde de nedreptate, și întotdeauna mă pun în locul Lui și zic, dacă El a putut să facă lucrul acesta, eu n-aș putea să-L slujesc exact așa cum ne-a învățat El, cu lepădare de sine. Și cred că lucrul acesta va fi de folos fiecare dintre noi, ca întotdeauna să-L avem pe El în gândirea noastră, în inima noastră, în vorbirea noastră, în comportament, în tot ceea ce facem noi, El să fie pe primul loc. Mulțumesc. Dar așa cum am amintit Cătălin, toate aceste lucruri, cum s-a comportat El, cum a vorbit cuvânt, El, tu le cunoști din cuvânt. Din cuvânt. Da. Bun. Eu aș vrea să facem un pas în față și să vedem o altă lecție pe care ne oferă Domnul Hristos, care le oferă ucenicilor. Domnul Hristos, prin ceea ce făcea, prin comportamentul Lui, prin ceea ce zicea, El avea în vedere viitorul, nu numai prezentul. El se gândea și pentru viitor. Și se gândea că ucenicii Lui, la un moment dat, când El va fi înălțat la cer, vor rămâne să lucreze pentru cei din jurul lor. Și acum El se gândește că ucenicii au anumite probleme. Se confruntă cu anumite situații în viață. Și nu că ei creiau acele situații. Veneau. Și o primă idee pe care o găsim în Marcu 10 cu 1 la 12 e faptul că Domnul Hristos s-a dus într-un alt loc și spune că acolo au venit și fariseii. Și oamenii aceștia i-au pus o întrebare. De aceea spun, ucenicii, Domnul Hristos se gândea la ucenici, ca cei care se vor confrunta cu anumite probleme. Ce vei face? Cum vei răspunde? Haideți să vedem care a fost provocarea din partea fariseilor. Cum a răspuns Domnul Hristos la situația aceasta? Care era situația în vremea lor cu privire la această problemă? Și vedem ce lecții învățăm și astăzi. Da. Poftim, Ovidiu, dacă... Mi-a plăcut versetul al doilea din capitolul 10, care dă o notă, dă un fel de zoom așa pe întâmplarea de atunci și spune că au venit la El fariseii și ca să-L ispitească. Deci ei n-au venit să-I pună o întrebare, Doamne, avem o problemă, ce soluție ne dai? Ci au venit cu un complot ca să-L ispitească. Pentru că am văzut în nota din comentarii că în rândul fariseilor divorțul era considerat legal. Adică acolo ajunsese. Și Dumnezeu, Domnul Iisus, face trimitere la cuvântul scris și întreabă ce v-a poruncit Moise.
Da? Iar ei, bineînțeles, dau răspunsul că Moise ne-a dat voie, ne-a dat o portiță, ne-a dat o scrisoare de despărțire, o carte de despărțire și a putut să o lase. Și Domnul Iisus accentuează din nou, din cauza împietririi inimii voastre. Dar la început, n-a fost așa. Da. Principiile lăsate de Dumnezeu la început sunt altele. Da. Poftim, aș vrea să merg pe aceeași idee a lui Ovidiu și să întăresc totuși. Mă surprinde de foarte multe ori plăcut persoana Domnului Iisus, pentru că este un pedagog foarte bun. Serios, mă surprinde cel mai bun. Da, cel mai bun, da. Exact. Și aș vrea să mă explic. Deci, fiecare dintre noi, pentru că vorbim de lecții pentru ucenici, da? Și cred că prin metodele pe care Domnul Iisus Hristos le avea la îndemână, cu mijloacele pe care le avea, urmărea ca într-adevăr ucenicii să aibă o lecție foarte importantă de învățat și, la fel cum aminteai mai devreme, să poată da niște răspunsuri clare, evidente, în situații care defineau viața oamenilor din timpul acela și care o definește pentru noi astăzi. Da, și în timpul nostru astăzi. Și mă gândesc că fiecare persoană se naște într-un context social. Unde, acolo unde el crește și se dezvoltă, e așa ca moștenirii, ceea ce vede în societate, ceea ce trăiește în societate. Și vedem că și în acel timp, chiar și fariseii, chiar și ucenicii, toți cei care trăiau, uitase care era idealul lui Dumnezeu pentru căsătorie. Și Domnul Iisus Hristos îi întoarce din nou la cuvânt, așa cum am întâlnit și mai devreme și cum am întâlnit și Ovidiu, îi întoarce la cuvânt planul inițial al Dumnezeu, idealul Dumnezeu, nu a fost ca să se înființeze școli de despărțire a celor căsătoriți. Dimpotrivă, ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Iisus Hristos declară într-o manieră clară ceea ce Dumnezeu unește, omul să nu despartă. Sunt inutile aceste școli care învață și duce mai... Deci, da. Tu zici că pe timpul Domnului Hristos erau două curente, da. Două școli. Într-un, da. Și ambele școli dădeau liber la chestiunea aceasta, la da. A despărți. La despărți. Se dă o carte de despărțire, așa. Da. Și acum, omul simplu, care trăia în vremea aceea, exact. Nu știa după cum să se orienteze. Care erau reperile? Da, el vrea să facă voia lui Dumnezeu. Exact. Dar nu știa. Și acum, problema se ridică. Avem învățătorul acesta. În urma lui rămân niște urmași. Urmașii aceștia ce spun? Ce a spus învățătorul acesta? Ce a spus Iisus Hristos? Acum, Domnul Hristos a spus foarte clar. El spune, domnule, la început n-a fost așa. Dumnezeu n-a lăsat așa. Ne confruntăm astăzi. Astăzi n-aveam numai două curente. Da, mai multe mai curente. Da. Ce privește căsătoria. Și fiecare... cum totuși noi, ca și urmași ai lui Hristos, ca și ucenici și societatea, după ce să ne orientăm? Cum să ne orientăm în viața aceasta? Cum facem cu situația aceasta? Că vin curente din toate felurile și vin și mai rele decât astea. Da. Și cred că le știți dumneavoastră și cei care ascultă le știu și ei. Cum procedăm? Unde? După ce ne ghidăm? E foarte simplu, că la început n-a fost așa și avem niște principii pe care dacă le vom respecta, va fi o binecuvântare. Uh-huh. Unde am fost? La un medic, unde am avut o problemă, prima dată te întreabă dacă ești căsătorit. Uh-huh. Și lucrul acesta, în parcursul vieții am avut ocazia să încurajez foarte multe familii în pragul acesta al despărțirii și au venit mulți la mine care mi-au mulțumit pentru încurajare pe care am dat-o în situația respectivă. La timpul respectiv. Da. Nu sunt de acord cu despărțirea decât aceea pe care Dumnezeu și aceea care a spus Domnul poate să fie recuperată dacă inima omului este deschisă spre Dumnezeu, spre cum. Rămân la ideea aceasta că la început Dumnezeu sunt două instituții, căsătoria și sabatul, pe care au fost o temelie pentru
generațiile care au venit și astăzi e același principiu. Mulțumesc! Poftim, Ovidiu. Dacă e să privim la început, așa cum ne-a atras atenția Domnul Hristos, vedem că instituția căsătoriei, alături de instituția sabatului, au fost oferite de Dumnezeu în dar oamenilor pentru fericirea noastră. Da. Acum, ceea ce uitau ucenicii atunci și ceea ce se pare că uită și mulți creștini astăzi, este faptul că Hristos oferă o altă soluție pentru fericirea vieții de căsătorie. Potrivit cu formula aceasta lui Hristos, unde spune că ce-a unit Dumnezeu, omul să nu despartă, acolo unde dispozițiile, individualitatea partenerilor nu se potrivesc, soluția dată de Hristos este ca inima, dispozițiile și individualitatea să se schimbe. Să privești la Hristos și împreună să puteți fi transformați și nu să se schimbe partenerii. Ai atins un subiect destul de sensibil. Că astăzi tot ce aud în media, de regulă, nu mai este vorba de o căsătorie și un singur trup. Este vorba de un parteneriat. Da. Ei, parteneriatul acesta nu l-a lăsat Dumnezeu. Noi suntem parteneri, că nu mai ne convine. Nu? Da. Adică, la fel cum spuneai și tu, inima aceea care este rea, se poate schimba problema la inimă, nu la parte de ar, de multe ori. E posibil să fie și excepții. Dar în ce privește idealul acesta al lui Dumnezeu, căsătoria, ca și creștini, ca și ucenici al lui Domnului Hristos, pentru fericirea noastră, da, este bine ce să facem. Da. Cum a spus El. Dacă nu se oferea atâtea oportunități, oamenii nici nu se gândeau la aceste oportunități. Fiindcă se oferă, omul se gândește, băi, ce ar fi dacă. Dar vedeți că Domnul Hristos a spus foarte clar, la început n-a fost așa. Domnul Hristos nu lasă loc de interpretare sau loc de alte manevre. Exact. Da? Da. Bun. Mulțumesc. Deci, Domnul Hristos întoarce înapoi la cuvânt. Acum, un alt pas, o altă lecție pe care o avem în studiul nostru de caz. Sunt copiii. Avem textele din Marcul 10 cu 13 la 16. Unde ne spun textele că părinții și-aduceau copiii și Domnul Hristos își punea mâinile peste ei și îi binecuvânta. Și ucenicii și mulțimea doreau să îi îndepărteze, doreau să nu îl deranjeze copiii pe Domnul Hristos. Care este lecția pe care Domnul Hristos o oferă cu această ocazie, atât ucenicilor cât și noroadelor care era, și atât și pentru noi astăzi? Cum s-a raportat Domnul Hristos la copii? Da, așa cum spuneam mai devreme, Iisus surprinde prin învățătura sa, prin modul său de a se comporta față de toate clasele sociale, inclusiv copiii, în acest capitol 10 din Marcu. Și vedem că Domnul Iisus Hristos nu doar se folosește, aș putea să spun, de copii ca să dea o lecție celor mai în vârstă, mai înțelepți, ca să spunem așa, pentru că poate de multe ori cei care au o vârstă mai înaintată consideră că copilul nu înțelege, nu pricepe sau nu-i timpul lui pentru lucrurile despre care se vorbea sau despre care vorbea Domnul Iisus la data aceea. Adică, să înțeleagă cum funcționează împărăția. Adică lucrurile acestea sunt prea importante prea important, pentru ca să le poată înțelege ei. Și atunci copiii nu-și găseau locul acolo. Da. În schimb, Domnul Iisus încearcă să le dea o lecție ucenicilor prin faptul că acești copilași vin primiți de Domnul Iisus, nu doar vin primiți, vin și binecuvântați, dar li se atrage atenția că dacă nu vor avea sau dacă nu vom avea un caracter asemănător cu acestor copii, nu vom putea intra în împărăția lui. Deci face o afirmație destul de importantă, dar probabil că o lăsat mult de gândit în mintea celor mai adulți, ca să spun așa, pentru că, cum spuneam mai devreme, nu erau atât de mult luat în seamă un copil, dar viziunea pe care o avea un copil sau atitudinea pe care o avea caracterul unui copil, lor lipsa acest lucru. Da. Și Domnul Iisus Hristos, printr-o metodă simplă, eficace, se folosește
dar nu o zic într-un mod da, înjositor pentru copii, să folosește de orice situație ca să le dea o lecție lor în timpul acela și nouă astăzi. Da. Da. Mulțumesc. Un alt gând, o altă idee. Mi-aduc aminte, eu am iubit copiii și iubesc pe toți, indiferent și pe cei mici și pe cei mai mari. Încrederea care o are un copil, mi-aduc aminte așa, de la o anumită înălțime și dă-te jos, dă-te prind. Deci, noi mari nu putem să facem, dacă vedem imediat, dar el cu atâta încredere s-a aruncat de acolo. Deci sunt niște lucruri uneori atât de sensibile și ar trebui și noi să le avem ca și copii. Ei au sinceritate. Parcă câteodată sprea sincer. De multe ori am încercat că ca familie mai fac și obrăznicii și am încercat întotdeauna să mă feresc, să nu-i deranjez din încrederea pe care o au ei în Dumnezeu, că e posibil ca și creștini să, în copiii noștri anumite lucruri care nu-s plăcute și ei învață de la noi. Deci de multe ori am făcut lucrul acesta pentru că noi mai vorbim, părinții, mai vorbim una, mai vorbim alta, dar ei imediat ia aminte. El se joacă acolo, dar mintea lui e la părinți. Da. Și de aceea trebuie să fim, și Domnul Hristos le-a dat valoare pentru că așa trebuie să ajungem și noi. Da, mulțumesc. Foarte mult. Mi-au plăcut două idei în mod special din pasajul acesta. O primă idee care mi-a tras atenția este că nu trebuie să le prezentăm religia sau partea aceasta spirituală copiilor fără să ne așteptăm ca ei să-L primească pe Hristos încă din copilărie. Uh-huh. Și să prezentăm mesajul acesta și pentru ei. Da. Să le adaptăm vârstei lor. Uh-huh. Iar o altă idee, așa cum a spus încrederea pe care o au copiii și ce ar fi o lecție pentru noi, mi-a plăcut și observ la nepoții mei dispoziția de a lăsa totul și a te urma. Ceea ce la noi, adulții, dispare. Nouă când ni se spune, hai să facem ceva, să mergi undeva, să mă ajut cu ceva, prima dată ne gândim la responsabilități pe care le avem în ziua respectivă. Stai că am și aia de făcut, trebuie să ajung și dincolo. Dar un copil este gata să lase totul deoparte. Da. Și am văzut asta la chemarea pe care Iisus le-o face ucenicilor. Lăsați totul și mergeți după mine, iar ei cu această atitudine de a lăsa imediat totul, au mers după el. Uh-huh. Ei bine, Iisus vine acum și ne spune că fără această atitudine nu vom putea primi împărăția sa. Uh-huh. Știți, mă gândesc că pe timpul Domnului Hristos spune că el s-a dus la templu pentru prima dată la ce vârstă? La 12 ani. La 12 ani. Deci copiii mai mici nu erau acceptați, că deranjau cumva slujba și ei. Și acum ucenicii trebuiau să plece în lucrare, cum am amintit și mai înainte. Da. Trebuiau să plece în lucrare. Și ei trebuiau să transmită lumii împărăția lui Dumnezeu. Și împărăția lui Dumnezeu putea să fie transmisă într-un mod rigid, la un anumit nivel, numai cei maturi, cei învățați, cei inițiați, știți? Și copiii să fie lăsați deoparte. Ei, Domnul Hristos răstoarnă aceste valori. Și Domnul Hristos spune, nu, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a unor ca ei. Da. Este extraordinar ce face Domnul aici. Da. De aceea și astăzi, avem un citat aici foarte frumos din Spiritul Profetic. Spiritul Profetic, Ellen White spune, caracterul vostru necreștin, nu? Să nu-l reprezinte greșit pe Iisus. Pe Iisus. Este un lucru foarte mare. Da. De aceea, atât pentru ucenici, cât și pentru noi, lecția este să coborâm la nivelul lor, să le dăm valoare pe care Dumnezeu o dă. O dă, exact. Împărăția lui Dumnezeu va avea valoare oricine. Spuneai tu, Ovidiu, mai înainte, nu? Că da. Nu e... Dacă mai e vreo idee scurtă cumva la sumpărția aceasta, care puteți să o amintiți, dacă nu, haideți să vedem o altă lecție pe care o oferă Domnul Hristos.
Lecția aceasta se găsește în Marcu 10, 17 la 31. Și aici găsim acea întâmplare cu tânărul bogat. Bogat. Iarăși, din nou, un mod aparte de a interacționa cu omul respectiv pe care îl are Domnul Hristos, cum se raportează Domnul Hristos la el, cum se raportează tânărul acesta la Domnul Hristos. Ce face omul acesta? Cu ce vine înaintea lui Dumnezeu? Înaintea Domnului Hristos? Ce spune el când vine la Domnul Hristos? Da, el se prezintă înaintea învățătorului cu o dorință sinceră de a afla un răspuns. Deci așa descrie nota și să înțelege și din acest dialog între Domnul Iisus și acest tânăr, vine cu o dorință sinceră, cred că este dorința fiecărui om care se apropie de Dumnezeu, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică. Să fiu și un împărăția ta. Da, să fiu un împărăția ta. Pentru că eu cred că tânărul acesta bogat avea cunoștințe despre Domnul Iisus, că el cunoștea bine care erau criteriile de a intra în această împărăție, da, fiind chiar el însuși împăratul. Dar ceea ce observăm este că sinceritatea nu e suficientă, da, de multe ori, dacă nu vine și o pocăință sau o căință în urma unor lucruri, sau dacă nu răspunzi afirmativ la apelul pe care Dumnezeu ți-l face. Nu întotdeauna sinceritatea, deci este primul pas, dar nu e suficient, da? Și ceea ce realizează acest tânăr este că, prin această întrebare, ceea ce eu înțeleg este că niciun efort omenesc, da, indiferent cât ar fi el de mare, nu ar putea să ne dea un pașaport de intrare în Împărăția Lui Dumnezeu, ca să folosesc această metaforă, da? Iar o altă întrebare care mi-am pus-o, după ce Domnul Iisus Hristos îi face această invitație să vândă tot, m-am întrebat, dar dacă ar fi vândut tot, oricum ar fi intrat, adică știi, și dacă ar fi vândut tot. Hai să punem situația așa din perspectiva aceasta. Eu sunt convins că nu, pentru că nu sunt bogățiile sau care sau dacă ceea ce noi avem și putem să vindem, care, repet încă o dată, ne dă pașaportul de a intra. Dar aici Dumnezeu îi pune, Domnul Iisus îi pune la încercare, de fapt, sinceritatea acestui tânăr, să vadă până unde merge ea, cât e dispus ca el să lese ca să poată avea răspuns, de fapt, la aceste frământări a lui. Da. Vedem că omul acesta a spus că a păzit legea. Domnul Hristos spune și păzește legea. Și el spune, da, că am păzit-o. Și atunci Domnul îi spune ce îți mai lipsește un singur lucru. Adică le-ai făcut pe toate. Mai foarte puțin. Dar puținul acesta te poate împiedica să intri. Ce transmite Domnul Hristos prin chestiunea aceasta? Puținul acesta te poate împiedica să intri. Păi, nu e litera legii care ne mântuiește, dar actul mântuitor este însuși persoana Domnului Iisus Hristos. Corect. Da? Vedem că el o spune clar, evident, și Domnul Iisus era convins de asta, el o păzit-o din tinerețea lui, dar era doar litera, dar spiritul legii nu era, pentru că atunci când spiritul legii a fost pus la încercare, la probă, de fapt nu răspunde afirmativ, da? Ia distanță, spune că a plecat întristat, dacă reușesc să mă explic prin aceste afirmații, da? Este fundamental să înțelegem că actul mântuitor nu este nimic altceva în afara persoanei Domnului Hristos. Iar în altă parte, Biblia mai amintește că nu există un alt nume prin care omul să poată să fie mântuit decât omul Iisus Hristos. Da. Uite, eu mai gândesc la un lucru. De exemplu, eu am o idee care nu-i conform cu Scriptura. Cum a fost situația omului acestuia? Da. Domnul Hristos nu e neapărat că i-a cerut să vândă. Dar Domnul Hristos a demonstrat și a arătat că, de fapt, el iubea mai mult ce avea el decât pe Dumnezeu. Nu? Uh-huh. Asta demonstrează parabola. Exact. Întâmplarea, că nu e parabola, este o întâmplare. Asta demonstrează. Și mă gândeam, păi noi nu avem bogății, dar Dumnezeu atrage atenția martorului credincios bisericii din Laodiceea, că ești bogat, te-ai îmbogățit. Și nu duci lipsă de nimic. Și Domnul Iisus spune, vinde tot ce ai. Este valabil și din punct de vedere ideologic, spiritual. Sunt oameni care
cunosc pe Hristos într-un anumit fel, într-o anumită manieră. Da. Și acum vine Scriptura și se deschide mintea, vede altfel și spune, nu pot să las, nu pot să renunț. Poate să împiedice chestiunea aceasta, intrarea în Împărăția lui Dumnezeu? Poate. Deci aici nu e vorba. Domnul Hristos a folosit această ilustrație cu bogatul, nu contează, poți să fii și sărac și să ai aceeași atitudine. Deci, la Dumnezeu nu e ca la oameni. Că Dumnezeu, dacă astăzi are nevoie de tine, noi trebuie să răspundem pozitiv, că mi s-a întâmplat lucrul acesta când te cheamă cineva să faci ceva și spui, băi, n-am timp, nu pot. Și vă spun o experiență personală așa, că într-o duminică aveam o problemă cu cineva și băi, tache, mâine nu am timp. Și am zis, hai mă cu mine, asta. Nu am timp. Și pe urmă am văzut ce-au făcut. O căra pământ de la pădure cu remorca că vinea ploile. Și acolo unde mă duceam în lucrarea aceea, era nevoie, adică, de persoana respectivă. Adică n-am putut să les. Deci eu mă gândesc așa, cea mai bună investiție aceea care lași pe Dumnezeu să lucreze în inima ta și să ne schimbi. Că fiecare avem și asta. Și de asta cuvântul nu vine numai pentru cei bogați. Vine și pentru cei care nu sunt bogați. Spune un gând, zice, datorită iubirii de sine și de câștig, glumesc, el nu era în armonie cu principiile cerului. Deci noi trebuie să fim în armonie cu principiile cerului. Și vedem lucrurile acestea, trăim într-o vreme când avem multe capcane care Satana le aduce și noi le socotim drepte. Dar vom vedea la sfârșit. Mulțumesc. Ovidiu. Da, așa cum ați întrebat, dacă atunci când auzim un adevăr și suntem dispuși să îl și urmăm, vedem din pasajul acesta două fețe ale unei monezi. Introducerea este una entuziasmantă, tânărul aleargă, deci tânărul aleargă spre Domnul Hristos cu dorința sinceră și îi pune întrebare sinceră, ce pot să fac să moștenesc viața veșnică? Domnul Hristos îi răspunde, spune că l-a privit și l-a iubit. Deci până acum, și apoi îl întreabă, ai păzit poruncile? Da, le-am păzit din tinerețea mea. Dacă s-ar termina pasajul aici... Era foarte bine. Dar sfârșitul pasajului spune că a plecat de acolo întristat de tot, pentru că avea multe bogății. Vedem, cred că și versurile acelea care spun că drumul spre ea de pavat cu intenții rele, cu intenții bune. Așa, se potrivește foarte bine aici. Domnul Hristos îi prezintă ascultarea ca fiind condiția primirii vieții veșnice. Și cere de la noi, așa cum a cerut și la tânărul bogat, aceeași ascultare pe care a cerut-o și de la Adam, care a fost o condiție înainte de căderea în păcat. Standardul nu a căzut. Dar prin puterea Domnului Hristos noi putem să facem același lucru. Deci, în concluzie, cea mai bună investiție este ascultarea. De cuvântul lui Dumnezeu. Da. Bun. Facem un pas mai departe. Și tot în capitolul acesta, la Marcu 10, 32-45, aici ne întâlnim cu o altă situație, de data aceasta din partea ucenicilor. Și doi din ucenici, așa mai îndrăzneți, vin și fac o cerere, nu? Da. Doamne, uite, când, ce vedea ucenicii în Domnul Hristos? Un Mesia, un împărat care îi eliberează. Dar nu după Scriptură, după cum spunea Domnul, ci după cum credeau ei că este un împărat. Ci când vei veni tu? Și uite, ce noi vrem să te slujim până la capăt, vrem să fim alături de tine. Vrem să fim unul la stânga și unul la dreapta. Ce zici? Ne dai această favoare, această oportunitate. Noi suntem capabili pentru lucrul acesta. Și este important că Domnul Hristos aici oferă o lecție
din nou, atât pentru ei, cât și pentru noi. Este rău ceea ce cere acești ucenici și ce ei s-au exprimat, dar și ceilalți vroiau. Da. Și ceilalți vroiau. Este rău cum tratează Domnul Hristos această cerere. Da, într-un mod elegant, aș putea spune, dar și într-un mod în care ca ei să înțeleagă acest lucru, Domnul Iisus dă răspuns la această întrebare și vreau să confirm că, de fapt, nu este rău ca omul să-și dorească, da? Dar tot în Evanghelie mai spune și el spune că între neamuri, da, sunt niște ierarhii acolo, da? Lumea funcționează pe baza acestor principii, dar între voi totuși să nu fie așa. Pentru că cel care vrea să fie primul sau printre primii trebuie să slujească. Și aici face referire chiar la textul introductiv, da, care l-am menționat mai devreme, căci Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, dar el însuși să slujească. Și trebuie să ținem cont de acest aspect, că el era împăratul acestei împărății pe care el o promovează. Da. Domnul Hristos le pune o întrebare. Ce voi vreți? Nu le spune că este rău sau că este bine. Dar le pune o întrebare. Ce puteți voi să beți paharul acesta? Și ei atunci, ca și niște copii, ce putem? Domnul Hristos, da, vă spun, voi puteți, dar nu acum. Da. Nu. La ce făcea referire Domnul Hristos despre pahar? Poftim. Da. Făcea referire la Iacob, la Ioan, ce urma, cum aminteați mai înainte, că ei vor bea paharul acesta, dar nu conștientizau momentan atunci lucrul acesta. Paharul făcea referire la paharul suferinței. Și crucii, da, de pe Golgota, iar botezul la moartea și îngroparea lui. Și într-adevăr, dacă vedem istoria lui Iacob și a lui Ioan, amândoi au trecut prin persecuții și prin fel de fel de... De fapt, toți ucenicii au trecut. Da, da, da. Și așa cum Domnul Hristos le-a spus, au băut paharul, dar nu atunci. Ei atunci n-au înțeles care este natura împărăției lui Dumnezeu. Exact. Știți? Că cei care sunt în împărăția lui Dumnezeu slujesc. Și iarăși din nou revin. Ucenicii trebuiau să meargă în lume, să provăduiască împărăția lui Dumnezeu. Exact. Și ei trebuia să dea un ton lumii. Nu eu sunt regele și celălalt să slujească, nu, ci voi să slujiți. Da. Și așa creștinismul a ajuns în zilele noastre atât de întins pe suprafața Pământului datorită acestei slujiri. Astăzi, Dumnezeu ne mai cere același lucru? Este fundamental. Este fundamental. Da, nu poate exista creștinismul sau religia lui Hristos, ca să spunem așa, fără slujiri. E una dintre bazele care stă la, da, creștinism. Deci aceasta este baza împărăției. Exact, slujirea. Slujirea. Da. Bun. Haideți să facem un pas mai în față. Avem o altă situație. În Marcu 10, 46-52, este un orb și aude că trece Iisus. Exact. Multă zarvă, multă gălăgie, multă mulțime. Și omul acesta începe să strige. Cum se raportează Domnul Hristos la aceste persoane care sunt defavorizate? Le acceptă sau ca și societatea le lasă în locul lor? Liniștiți. Cum vedeți? Ce spuneau ucenicii, ce spuneau ceia și ce a spus Domnul Hristos vis-a-vis de situația orbului? Ca să fac un comentariu cât mai scurt, pentru că timpul se scurge foarte repede, m-a surprins plăcut din nou inițiativa acestui om care era nevăzător, în primul rând să folosește din simț pe care l-avea destul de puternic și aceea era vocea, da? Strigă, pentru că simte că în preajma acolo trece Domnul Hristos. Domnul Hristos. Și să folosește de acest simț care îl avea, da, din plin. După care, atunci când simte că se apropie Domnul Iisus Hristos, își aruncă haina, da? Mm-hmm. Acest gest al credinței aruncă ceea ce pe el îl proteja, de fapt, da? Era ca o protecție pentru el și faptul că vine în preajma lui Hristos
nu mai are nevoie de acea protecție, pentru că însuși Hristos devine o protecție pentru el prin faptul că îi redă această vedere, da? Iar ca aplicație pentru noi astăzi, avem de învățat, cum și ucenicii au avut de învățat la data aceea, că ar trebui ca în prezența Domnului Hristos sau cei care acceptă aceste principii a Împărăției lui Hristos, să aruncăm tot ceea ce noi credem că ne oferă protecție și siguranță, da? Este o lecție fundamentală. Încrederea în Hristos este o încredere deplină, neclintită, fără ieșuări. Da, putem cădea în mersul nostru prin Împărăția Domnului, dar avem un mijlocitor, adică avem o siguranță că totuși Iisus ne primește, adică nu putem să punem la îndoială acest lucru. Tocmai pentru asta au și murit. Dar încă o dată, aici se reflectă într-un fel și acest refuz din partea tânărului bogat. El și-a pus încredere în bogății lui până la urmă, da? Însă vedem acest orb, cu toate că avea puțin, dar era mult pentru el, pentru că îi oferea toată protecția de care el avea nevoie, da? Este o lecție fundamentală pe care noi trebuie să o învățăm. Să nu ne mai raportăm, adică în a exercita credința, să nu ne punem baza asta, să nu ne mai raportăm la aceste lucruri materiale care noi credem că într-un fel ne oferă confort, siguranță și așa mai departe. Să le aruncăm atunci când venim în preajma lui Iisus. Da? Și-l alegem pe el, să-l urmăm pe el. Da. Da. Ce striga acest om? Ce spune? Las colegii să continue gândul mai departe. Fiul lui David, ai milă de mine. Este interesantă strigarea lui. Afirmația aceasta. Și este interesant ce spune Domnul. Și lăsați-l să vedem încoace. Chemați-l încoace. Și când îl cheamă Domnul, îi pune o întrebare, care cred că ne adresează și nouă astăzi. Și să știți că m-am gândit ce să răspund la întrebarea aceasta și n-am știut ce să răspund. Vine Iisus astăzi la mine. Te pune într-o dificultate așa. Și la tine și spune, ce să-ți fac? Ce-i ceri? Ce vrei să-ți fac? Ce-i ceri? Ce spune orbul? Să capăt vedere. Eu cred că este o listă a priorităților, care orbul o cunoștea bine. Pentru el era fundamental să-și recapete vederea. Noi, dacă avem o listă a priorităților, cred că ceea ce este pe primul loc pentru noi, aceea i-am cerut Domnului Iisus Hristos. Acum nu stăm aici să vorbim care e lista priorităților fiecare dintre noi. Cred că le cunoaștem și așa mai departe. Dar ceea ce este evident, că acest om cunoștea priorității pe care le avea și nevoie pe care le avea. Aici e simplu, direct, la subiect, fără prea multe comentarii, fără prea multe ocolișuri. Deci, în fața cuvântului Dumnezeu, fiecare ne vedem nevoia. Exact. Și în urma nevoi identificate. Da. Îi spunem Domnului, Doamne, asta vreau. O cântare spune în felul următor, căci gol nimeni n-a venit înapoi din cât te-au căutat. Da. Și tu pe toți din mari nevoi i-ai scos când te-au rugat. La întreg studiu, câteva secunde așa, lecții pentru noi astăzi. Timpul deja a expirat, îmi dau seama. Deci, din studiul acesta, viața de slujire e o viață pe care Dumnezeu ne-a arătat cum să o ducem. Și un lucru care am rămas impresionat spune că singura măreție recunoscută acolo va fi măreția smerenie și devotamentul în slujba altor. În Împărăția lui Dumnezeu. Da. Va fi recunoscută smerenia. Smerenie. În societatea noastră nu este recunoscută. Nu. Dar acolo va fi recunoscută. Da. Asta va fi. Ovidiu. Da. Trecând prin versetele pe care le-am aprofundat săptămâna aceasta, mi-a tras atenția dispoziția aceasta de a lăsa totul. Am văzut un exemplu cu tânărul bogat în care nu a fost dispus și un exemplu cu orbul Bartimeu care a alergat îndată după Mântuitorul. Cred că putem învăța multe de aici și în fiecare zi să fim și noi dispuși la fel, să lăsăm totul și să primim de la el ceea ce vrea să ne ofere. Mulțumesc. Scurt la subiect, slujirea este cea mai mare nevoie a omenirii din totdeauna. Domnul Iisus Hristos a înțeles asta, știa acest lucru și a pus-o în practică din plin. Noi să-i urmăm exemplu. Mulțumesc. Vă mulțumesc și mulțumim Domnului Dumnezeu pentru că ne-a lăsat acest exemplu a Domnului Hristos și a altor personaje care au făcut lucrul acesta. Și îi mulțumim Domnului pentru că El dorește ca noi să fim împreună cu El în Împărăția Lui. Amin.
noi nu rămâne decât să punem în practică ceea ce știm și să învățăm. Atât noi, cât și cei care ne ascultă. Până data viitoare, numai bine!